dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Suntem la Ceana Dența. Acușa intrăm. Mai stau o leacă. Și intrăm să vedem cât durează să ne descarcem. Intrăm să ne descarcem. Și o să vă arăt, o să filmez și prinăuntru pe acolo să vedem cum e și aici la firma asta. O zi bună și drumul bun. Intram, vedem dacă ne primește. Aseară am rămas aici la firmă pentru că am ajuns la ce mi-o trasă la frâna de mână, la remorcă, da. Da, au parcat unul în spatele meu și mi-a tras frâna la remorcă, până în gură de prost. De ce? Nu înțeleg. Proastă națiune. Nu știu dacă e italian sau altă națiune. Deci mi trebuie să intrăm aici în stânga. Mă duc în fața acolo să întorc și după aia intrăm. Da, vă spuneam că am rămas aseară aici, că am ajuns la 6 și 3 minute și la 6 au închis. Opa, am uitat să închid. Am venit prin state vreo oră jumate să ajung până aici. Prelata, nu? Ăsta-i prostul care mi-a tras frâna de mână cu remorca astea. Proastă nație. O intrat înăuntru, în hală. Se descarcă și în hală. Care au de alea băgate în remorcă, așa în locul ăla special pentru de astea rotunde, cum se cheamă. Pentru bobine de fier. Eu n-am bobine, am numai alea trei care v-am arătat ieri. M-am încărcat și mă descarc aici. Mai că aștept să iasă.
din hală și după aia mă pune aici pe cântar. Și după aia vedem unde ne trimite. Mă așteptăm până iasă. Acum iese asta și mă pune eu pe cântar. Nu știu dacă el mai trebuie să se pună pe cântar sau nu. Da. Da, că trebuie să-l cântărească cu golul acum. După aia mergem noi. El a avut, mi se pare, două mari cum am avut eu și două mici. Sau trei mici și una mare, nu mai țin minte, că m-am uitat. Cred că eram în coadă aici, ea. Da, deci pleacă și mergem și noi. Și acum merg aici în față ca să închid, ca ei să descarce, că văd că sunt o grămadă de camioane. Și mă pun aici și mă închid aici, închid aici remorca. Dar păi nu știu ce fac cu atâta fier, că e plin, plin de camioane. Mă duc să termin de închis remorca. Am terminat să închid și putem să ieșim. Să vedem dacă îmi dă ceva sau nu. Ia să verific eu dacă mi-au pus ceva sau nu. A, deci încă nu mi-au dat nimic, ok. Trebuie să aștept. Nici nu știu să aștept. Aici ea unde am parcat aseară sau nu, nu știu. În altă parte nu știu unde să mă duc. În ce parte să iau, că după aia dacă nu găsesc vreo parcare. Observat în hală aici ea unde lucrează ce este. Da, sunt o grămadă de mașini care sunt din camioane cu bobine de fier de astea și ce am adus eu și de alea mai mici care le descarc în hală. Și aici văd că aici în partea asta încarcă, dar nu știu ce încarcă, că de dane. N-am observat ce
cu ele, ce materiale sunt. Și nici în culo nu se observă. N-am observat ce este nici în culo. Mai des aici, poate știe, sau cine încarcă, ăia știu. Vedeți cât sunt la rând acolo.
dacă fac caiet o grămadă numai de statale, așa, nu filmez peste tot, pentru că dacă ies, deci până acolo, tot acum s-o schimba. Acum am dat 130
Acum mergem la firmă să ne înregistrăm. La firma asta trebuie să ai cască, să ai pantaloni lungi. Nu știu, vede? Dacă nu, nu te primește. Acum mergem să ne înregistrăm și după aia vedem la ce oră ne cheamă la încărcat. Am lăsat camionul acolo. Mai este un coleg aici, ea. El cred că s-a dus deja să se înregistreze, că am venit până la camion mai înainte și nu era aici. Acum mergem să ne înregistrăm și după aia vedem că ne cheamă. Sunt mai multe camioane aici, ea. Mi se pare că aici încărcăm sticlă. Vom vedea când că ne cheamă, ce avem de încărcat. Ne-am înregistrat, acum mergem la camion. Mi-a dat o foaie aici și mi-a zis să merg la D. Și colegul, el a zis că la E. Ieri l-a chemat la E. Acum vedem unde-i D. A zis să intru și după aia stăm în coadă acolo, ea. Să vedem că durează să mă încarce și că ți-o fi acolo. Colegul a zis că el deschide, zic, când am vorbit cu el, că m-am întâlnit cu el. Și am zis, eu o să deschid când ești acolo, că te aștept. Îl arăt, văd că sunt, cer o stare să deschid de pe aici, ea. O să deschid acolo. Acum mergem la camion, după aia mergem spre... intrăm să căutăm la litera D. Colegul deja a intrat. Acum mergem și noi să vedem, să căutăm hala aia unde trebuie să ne încarce. Caut unde e B-ul. Aici e eu, așa că mergem să căutăm D-ul. Aici deu, da, colegii deja au plecat să înaintez încolo. Eu aștept aici, ea. Mă apuc să deschid și după aia văd dacă am timp să mănânc acum, dacă nu, după ce mănânc acasă. Deci ceasul e 12:25. Așa că mă duc să deschid. A venit ăsta să-mi ie foaia și a zis să mă duc în altă parte. Acum să văd unde și cum.
hală. Acum ies din hală, nu mai ies, 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 parcat aici și nu am cum să ies. Acum se mută, mergem să luăm actele. Eu sunt ganciare e agganciare. Sì. Sì, sì, sì. Deci când ieșim tot pe aici ieșim. Nici nu știu pe unde să le lăs, că nu-i nimeni acum aici. Ia. M-a modificat o grămadă de când n-am mai fost. Ia mergem până în capăt și după aia ne întoarcem. Căutăm remorca aia care trebuie să o găsăm. Găsată remorca și mergem spre ieșire și ne oprim aici. Că nu mai avem timp să mergem până la primul autogrid.
nu am pus centură. Arrivavo da Villa Poma. Villa Poma. Sì. Ok, grazie, buona serata. Iar asta ajunge cât am filmat, pentru azi ajunge. Mulțumesc tuturor pentru susținere, că ați vedea și like și ne auzim mâine. Mulțumesc și o seară bună!